Hai, salut băieți, și bine m-am găsit la un episod din seria noastră de Samp, tot pe serverul RPG Behood. Și băieți, de data asta vreau să vă prezint un nou modpack de iarnă, Very Low PC. Cel mai frumos modpack de iarnă, Very Low PC, băieți. Aveți în descriere canalul meu de Discord. Pe canalul meu de Discord o să găsiți o secțiune numită moduri, acolo găsiți modpack-ul la download. Și înainte să vă prezint așa modpack-ul, nu uitați, băi, apăsați pe acolo pe butonul de rebeți. Nu prea vă cer eu gen like-uri așa la început de clip, dar am văzut că sunt foarte multe clipuri unde avem vizionări pe multicele, dar nu prea avem like-uri, și sunt unele clipuri unde nu prea au vizionări, dar sunt foarte multe like-uri. Bă, și da, și acolo pe butonul de like și hai să vă arăt și eu mod pe costa. Nu prea o să fie cine știe ce de arătat, pentru că până la urmă e un mod pe very low, adică nu ar trebui să am cine știe ce să vă arăt. Da, hai totuși să vă prezint așa un pic. Ca să porniți din soare, apăsați pe control și space. Hai să nu mai trag coarma. Ok, deci vedeți cum se schimbă, da? Țineți apăsat control și dați space. Așa s-a oprit. Hai să punem să ningă puțin mai tare. Bă, fistul ăsta e cel mai șmecher fist pe care l-am văzut vreodată. Un HUD puțin modificat cu viața acolo și cu banii. Vedeți, sunt puțin mai micuți, nu ocupă așa mult spațiu. Radar disc unul simplu roșu. Mașini nu aveți cine știe ce modificate, însă aveți mașini cu zăpadă pe ele. Stați așa să dau și eu duty off. Hai totuși să vă arăt astea armele, deja cred că v-ați obișnuit cu ele. Și sunetele, nu știu dacă se aude, ținta ați văzut-o și voi. Hai să dăm duty off și să vă arăt și mașina, adică să vă arăt mai multe mașini. Ce să vă fă, doamne, doamne, am luat o raznă. Stai așa. Clash V, nu să F. Asta e Infernus-ul. Mașinile se fac ele rainbow, gen aveți rainbow în mod pe să modifice culoarea la mașini. Vegetația o vedeți și voi, una destul de simplă. Și să vă arăt skin-uri, nu aveți cine știe ce modificate, însă aveți câteva skin-uri de iarnă. Aveți skin în mod pe set time, set weather. Timesec-ul nici nu mai știu dacă e modificat, dar nu cred că e modificat. Și hai să vă mai arăt pe aici așa ce găsim. Ia uite, cu zăpadă pe ea. E aceeași mașină de pe Samp. Cred că ăsta e FBI Ranger-ul ăla, cred. Sau cum dracu? Huntley, mă, nu FBI Ranger. Ia să vedem dacă putem să luăm. Nu putem. Mașinile sunt gen mașinile de pe Samp, doar că, m-am zis, au și zăpadă pe ele, rent car. Hai să dăm la un premier. Ia uite premierul. Nu știu de ce mi se fac 500 de mașini când mă mișc, în fine. Băi, eu zic că arată destul de bine așa. Pentru mod pe low e ce trebuie, aveți strictul necesar. Rent car. Ce să vă mai arăt? Motoarele nu cred că sunt schimbate. Rent bike. NRG-ul nu e FCR, nu mai sunt modele, what? PHJ. Da, nu sunt schimbate motoarele. PH să nu ne facă post hunterii post, că și așa am deja două posturi care... Bă, în fine, hai să ne intrăm în detalii cu posturile. Cam asta ar fi, băieții, mod pe cu... Cred că v-am arătat așa în mare cam ce e cu el. Eu te că am și Battle Pass, nici nu știam. Cred că v-am arătat mare ce e cu el, puteți să intrați pe serverul de Discord, îl descărcați și îl descoperiți voi mai bine. Și cam asta ar fi cu videoclipul, băieți, dați și voi acolo pe butonul ăla, vă rog eu frumos să facem, bă, 250 de like-uri aș vrea să fac la un clip, bă, n-am făcut de mult timp și dacă aș face 250 de like-uri, cred că aș fi cel mai fericit. Și cam asta ar fi, băieți, eu am fost Sunor, ne vedem data viitoare, rep.